Mi-i. Și K-A, Mi-ca, care înseamnă Iisus Hristos biruiește sau învinge. Din acest mișloc, din acest miez, preotul scoate niște cuvinte, niște rugăciuni și se numește Sfântul Agneț, care înseamnă miel. Iată cum a venit cina cea de taină, că Mântuitorul transformă mielul pascal din Vechiul Testament în mielul cel nou, Hristos, care se jertfește pentru viața lumii. Mielul de Paști are simbolul jertfei, mielul care se jertfește. Vă amintiți când a ieșit Mântuitorul la propovăduire, Sfântul Ioan Botezătorul a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, prevestindu-l de Mântuitorul ca cel care se jertfește. Și atunci, din acest pătrat, din acest cub, la momentul sfințirii, când se spune luați, mâncați, se transformă în trupul Domnului. Sigur, nu vedem carne, rămâne pâine, pentru că nu avem ochi să putem privi și cuprinde taina Dumnezeirii. De aceea, sub forma pâinii și a vinului cadavrului la Sfânta Liturghie, ele prin jertfă și prin binecuvântare se transformă în trupul și sângele Domnului, pe care apoi preotul le pune Sfântul Potir și iese cu potirul și împărtășește credincioșii. De ce spun aceste lucruri? Este bine să știm că mâine la liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în lună cu vecernia, pe lângă acest Sfânt Agneț micuț, preotul scoate unul mare, pe care îl sfințește la fel ca și pe cel mic, pe care îl îmbibă cu Sfântul Sânge și marți, a treia zi după Paști, îl sfărâmă și îl usucă bine și păstrează Sfânta Împărtășanie în Sfântul Chivot pe Sfântul Altar pentru tot restul anului, sub această formă uscată, ca să nu se strice. Această Sfântă Împărtășanie, noi o folosim preoții pentru împărtășirea copiilor, bătrânilor, a celor din spitale și de la casă, din casele lor, și ați observat și pe unii dimineața, din păcate, poate care se grăbesc și nu stau la Sfânta Liturghie. Și atunci vă întrebați, dacă avem împărtășarea sub această formă, de ce mai facem și așa, duminica, la Sfânta Liturghie? În primul rând, Sfânta Liturghie este Sfânta Jertfă. Participarea dumneavoastră alături de noi este foarte importantă, pentru că dumneavoastră aduceți la altar scura, pomenicul, lumânarea, vinul, udeleul. Din aceste daruri mici ale dumneavoastră, preotul face Sfânta Jertfă. Și din această prescură pomenește vii și adormiții dumneavoastră sub forma miridelor, zice noi, unor primituri mici, care sunt semnul prezenței dumneavoastră lângă trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Iată ce înseamnă participarea la Sfânta Liturghie. Și atunci, ca să fiu prezent acolo, trebuie să fiu prezent aici, în biserică. Iar dacă sunt prezent în biserică, nu vin târziu la biserică, ca preotul să aibă timp să pomenească, pentru că cu această lucrare, cu această pregătire a Sfintei Împărtășanii pe Sfântul Disc, preoții ies la vohodul mare la liturghie, când se iese cu cinstitele daruri, când se fac pomenirile în mijlocul bisericii, semnificând drumul spre Golgota, spre jertfa Mântuitorului, și le pune pe Sfânta Masă, că la momentul potrivit se transformă în trupul și sângele Domnului. Sigur, lucrurile sunt mult mai adânci, toate sunt însoțite de rugăciuni, permanent numai rugăciuni pe care dumneavoastră nu le auziți, noi le rostim în taină, dumneavoastră auziți cântările și participați prin cântare la această Sfântă Jertfă. Mântuitorul Hristos a spus: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Iată de ce să jertfim Mântuitorul Hristos pentru noi, ca să avem viață. Pentru că nu numai viața aceasta trupească este importantă, ci viața sufletească, sufletul viu în noi. Poți să fii viu cu faptele, dar poți să fii mort cu sufletul, cu gândirea și cu faptele păcătoase. De aceea se spune, când ne împărtășim la cina aceea de taină, astăzi Fiule al Dumnezeu, părtașul mă primește. Fă-mă părtaș prin pregătire, prin Sfânta Spovedanie, prin post și rugăciune, să fiu părtaș la cina ta. De aceea și preotul, când vă cheamă la Sfânta Împărtășire, spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Cum mă apropii? Fiind pregătit,
spovedit, dezlegat, iertat, împăcat cu cei din jurul meu și așa vine în fața Sfântului motiv. De asemenea, iubiți credincioși, trebuie știut, bine știut, că dumneavoastră credincioșii vă părtășiți destul de rar într-un an bisericesc. Porunca bisericească spune să te spovedești, te părtășești de patru ori pe an prin cele patru posturi. Dă, Doamne, să fie așa. Și dacă dorești cineva, și mai des, pentru că Sfânta Liturghie este făcută să ne spovedim, să ne părtășim și să participăm la ea total. Nu numai cu prezența noastră în biserică, ci și cu primirea Duhului și Sfântului Domnului, pentru că atunci Hristos este în noi. Nu este numai cu noi, cum Hristos a spus, voi fi cu voi toate zilele, ci este în noi. De aceea credincioșii se mai numesc Hristofori, adică purtători de Hristos. De aceea și demnul nostru și povasta din această seară este ca să vă împărtășiți la Sfânta Liturghie. Nu poți să iei Sfânta Împărtășanie, ci să fugi. Observați? Împărtășirea credincioșilor are loc la sfârșitul, spre sfârșitul Sfintei Liturghii. Din ce cauză? Să participi la rugăciune, la Sfânta Jertfă, sigur din poziția de creștin în biserică, să urci acest drum al Golgotei și apoi la momentul potrivit după împărtășirea preoților, să te împărtășești și tu credincios. Înainte de împărtășirea preoților și a credincioșilor, preotul spune să luăm aminte Sfintele Sfinților. Și ridică Sfântul trup și în altă spre răsărit când zice Sfintele, adică cele pregătite spre Sfințire și care sunt deja sfințite, și spre popor Sfinților, adică Sfintele pregătite și care se dau Sfinților din biserică, adică celor chemați la Sfințenie. Și atunci, cei care se împărtășesc dimineața, exceptăm bătrânii și bolnavii și copiii, nu participă la această lucrare sfântă și, sigur, sunt numai jumătăți de oameni. Trebuie să știți bine acest lucru și nu considerați un efort a participa la Sfânta Liturghie, ci o datorie și o dragoste și un răspuns la marea dragoste a Mântuitorului Hristos, la jertfa Lui, cea de sângeroasă care se oferă nouă până la sfârșitul veacurilor. Se spune că atâta timp cât este Sfântă Liturghie pe Pământ, nu va veni sfârșitul lumii. Ce înseamnă asta? Că lumea creația lui Dumnezeu stă pe jertfa Mântuitorului Hristos pe Sfânta Cruce. De aceea Sfânta Cruce întotdeauna are pe ea pe Mântuitorul Hristos răstignit. Nu există cruce fără jertfă și fără Hristos și fără razele luminate ale Învierii Domnului. Iubiți credincioși, în câteva cuvinte v-am spus puține din învățăturile multe care trebuie să le știm și avem datoria să le știm. De asemenea, apropierea de Sfântul Potir se face cu multă atenție, cu multă grijă. Ați observat și vă îndemnăm și vă spunem mereu să aveți carte de rugăciuni cu pregătirea pentru spovedanie și Sfânta Împărtășanie. Sunt lucruri elementare și obligatorii pentru fiecare creștin. Spune într-un loc acolo povățuirile din liturghier, religiosul care aude, vede, vorbește și este conștient, este dator să facă această minimă pregătire pentru Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie. Și iată că avem cărți de rugăciuni, avem și la biserică cărți de rugăciuni, nu este mare lucru să aibă fiecare credincios cartele de rugăciuni personală pentru a deplini această mică rânduială. Altfel, nu avem niciun fundament pe care să zidim viața noastră de creștini. Sigur, suntem cu numele, dar nu suntem cu fapta. De asta observați și știți și dumneavoastră și auziți, nu spunem, răspuns bun la judecătoarea judecată a lui Hristos să cere. Dăm răspunsul bun dacă am trăit cuvincios, în credință, cunoscând din învățătura Bisericii, iar cei care nu cunosc, îi așteptăm să întrebe, să-i povățuim ca să fim creștini, așa cum ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos. Facă bunul Dumnezeu să pune în inimă aceste învățături, aceste scurte meditații care s-au adăugat deniilor din această săptămână, să ne pătrundă și pe noi în inimă lucrarea sfințitoare și mântuitoare și de răscumpărare a păcatelor pe care Mântuitorul Iisus a făcut-o pentru noi și pentru a noastră mântuire. Bunul Dumnezeu să ne vrednicească, să ajungem cu bine și la celelalte sfinte denii și mai ales la noaptea Sfintei Învierii. Nu uitați că o singură noapte pe an noi facem Sfânta Liturghie de la 12 la 3 dimineața. 3 ore. Într-un an de zile. Merită efortul Mântuitorul Hristos să fim cu El aici. Ați observat și dumneavoastră care veniți la Sfântul Liturghie, cum din mulțimea